Bursa mărțișorului organizată de AJOFM Hunedoara a ajuns și în municipiul Hunedoara, acolo unde astăzi au fost prezenți peste 700 de hunedoreni, aflați în căutarea unui loc de muncă. Cei aproape 50 de angajatori au pus la bătaie 555 de joburi. 214 hunedoreni au fost selectați în vederea încadrării în muncă și 73 au fost angajați pe loc. Bursa Mărțișorului, eveniment unic în România, organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, a debutat la Petroșani, mai apoi a fost organizată la Deva, iar astăzi în municipiul Hunedoara. Primele impresii le vedeți și dumneavoastră, practic sunt vizibile, nu doar vorbe. Avem foarte multă lume interesată, avem în sală 47 de angajatori cu număr total de 555 de locuri de muncă vacante. Vom vedea la ora 12 la închidere exact care sunt rezultatele. Dar semnele sunt bune, sunt foarte mulți angajatori prezenți astăzi. Mă bucur că sunt aici alături de doamna director executiv, mă bucur că sunt persoane care au aceste inițiative, pentru că, vedeți, aceste burse a locurilor de muncă se intersectează cererea și oferta. Ofertele de muncă au fost variate, iar cei aflați în căutarea unui loc de muncă au avut de unde alege. Sunt în căutarea unui job, deocamdată sunt șomaj din luna lui octombrie de anul trecut, și sper să găsesc și eu ceva pe măsura și a mea și a vârstei mele și... Na. Ce ați căutat? Păi deocamdată am completat un CV în domeniul cablajelor la Băcia. Am fost vânzătoare toată viața. Am lucrat și la blănărie, am lucrat și la finanțe și deocamdată vânzătoare de câțiva ani foarte mulți. Și ne căutăm un job. Deocamdată să vedem. Au venit oameni, găsiți personal? Nu prea. Cu experiență ce avem noi nevoie în domeniul hotelier, nu prea. Am văzut aici ospătar, ajutor de ospătar, ajutor de bucătar și chiar camerist. Da, din păcate foarte greu pentru postul de ospătar. Trebuie un pic de experiență în domeniu. Văd că vreți să angajați inginer constructor, fierar betonist, instalator electrician. Meseria, așa aș spune. Da, da. Așteptăm cu nerăbdare. Ați întâlnit oameni în această zi? Da, da. Foarte mulți interesați. Foarte mulți domni interesați și doamne. Potrivit datelor furnizate de către AJOFM Hunedoara, în cele trei locații în care s-a organizat bursa mărțișorului, în total au fost angajați pe loc 274 de hunedoreni și 750 au fost selectați în vederea încadrării în muncă.